Iașul are nevoie de un institut de boli cardiovasculare, însă proiectul nu a primit finanțare pentru că nu se încadra în anumite criterii. Cu toate acestea, ministrul Sănătății Alexandru Rafila, aflat într-o vizită la Iași, a declarat că sunt căutate soluții pe alte linii de finanțare pentru noul institut. Proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare a fost supraevaluat, spune ministrul Alexandru Rafila. O altă nemulțumire a ministrului Rafila a fost că investițiile pentru această unitate medicală sunt mult mai mari decât pentru o unitate medicală de același fel care urmează să fie construită în București, spre exemplu. Este o chestiune pe care cei care au aplicat, adică Consiliul Județean, îl cunoștea de la început. Guvernul României a aprobat o hotărâre care limita finanțarea la 200 de milioane de euro, dânșii au venit cu un proiect care a depășit această sumă substanțial și, mă rog, au mai fost anumite constatări de la nivelul Comisiei Europene, examinând proiectul de aici, costurile acestui proiect, comparativ cu proiectul de la București, și nu mă refer la dimensiunea proiectului, care la Iași era de circa de două ori mai mare decât cel de la București, mă refer la costurile care reveneau pentru un pat de spital, se apropiau de 1 milion de euro pentru un pat de spital aici la Iași, ceea ce era mult mai mult față de costurile care erau pentru un institut. Cu toate acestea, autoritățile încearcă acum să caute soluții de finanțare pentru spital. Acum avem program operațional pentru sănătate. Am avut și o discuție cu domnul manager, ieri am avut o discuție cu domnul manager al acestui institut și încercăm împreună să găsim soluții de reducere a costurilor și de succes a unei aplicații din programul operațional pentru sănătate, care aduce alte resurse importante, chiar mai mari decât cele din PNRR. Și sunt convins, e nevoie la ea și asta... Toată lumea e de acord că e nevoie de un institut nou la Iași. Acum, cred că măcar în ceasul al 12 ar trebui să avem înțelepciunea să lucrăm toți în interesul pacienților din regiunea Moldovei. Acesta va fi situat în comuna Miroslava din Iași și va fi cea mai mare unitate de profil din regiunea Moldovei.